Pur pentru a treia oară, oricum în psalm scrie de patru ori. O, te-am lăudat oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui. Slavă Domnului! Și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Să-i aducă jertfe de mulțumire și să vestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie. M-am uitat în viața mea vis-a-vis de chemare și de slujire și mi-am amintit că cineva a întrebat pe o soră, zis, ce zici, cum se explică că Dumnezeu ne-a ales înainte de temerea Lumii? O zis, dacă lumele așa, atunci acum nu avea motive. Că noi nu avem nimic bun, dragii mei. Dacă e vorba de căsătorie, tot harul lui Dumnezeu. Și dacă e vorba de profesie, mi-am amintit, am lucrat și în producție și în învățământ, în toate, tot Dumnezeu ne-a dat ajutorul. Lui se datorează toate. Și aici, da veșnicia viitoare. De aceea, îi drept ce scrie în psalm, să mi se umple gura de laudă de tare și fiecare să te slăvească. Că e prea puțin aici ce putem să lăudăm pe Dumnezeu pentru cât-ți face. În numele Lui să fie bine cu tine. Fiind vorba de profesie, până la urmă văd că tot așa mi s-au conturat în minte, rămânem tot pe litera C. În primul rând, calități native. Sunt un zestrăm în care Dumnezeu ne-a binecuvântat încă de la naștere. Și profesia are de-a face cu asta. Spune Scriptura în Cartea Daniel că împăratul a avut niște oameni care să slujească la curte. Și pentru asta trebuia să fie vorba de niște înzestrări. Versetul 4. Fără curcusul trupesc, frumosul Achim, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepe, în stare să slujească în casa împăratului. A urmat școlarizarea, dar mai întâi testarea, avizat, abilitățile naturale. Aici Dumnezeu ne-a înzestrat în mod diferit. Eu mi-amintesc de la școală, dacă era o materie care îmi străca media, era muzică. Și desenul artistic. Desenul tehnic mi-a plăcut. Alții aveau cele mai multe note, astea cei mai ușor. 10. Eu aici trebuia să trag tare, să nu-mi cobor celelalte note. Adesea la muzică, ca să nu-mi strice media, am dat pe teorie. Și când altul, învățat să cânte fără să facă școală de muzică. Am avut ureche bună, gât bun, corp de vocală. Înzestră. Dacă Dumnezeu a îngăduit ca cineva să se nască așa ca Moise cu un anumit handicap, nu mai putea să corespunde unei profesii anume. Dumnezeu ne-a creat la gândul a ceea ce vom fi și știa. Deci ea mie trebuie să se întâmple așa sau așa cum mai vine minte ce am citit undeva, că un frate și-a îngăduit Domnul, a avut ceva probleme la picior și s-a amputat și avea un picior de lemn. Se obișnuia atunci ceva așa, de plut. Și s-a dus misionar undeva, într-o zonă de canibal, și ăștia l-au prins, s-au rupt să taie, l-au rupt să teacă picior. Și-a gustat, nu-s nu-i bun, nu-i bun de mâncare. Așa l-a rânduit Dumnezeu să predice între canibal. Am fi zis, de ce e asta? Înzestrări naturale, dar și aici, tot Creatorul, tot mâna Lui. Că dacă te-a făcut Dumnezeu mai înalt sau mai scump sau cu anumite capacități intelectuale, mai robust, asta tot Dumnezeu a dat. Că degeaba am vrea noi. Cineva a urmărit fenomenele astea, uneori în case de oameni mari, se nasc copii cu deficiențe majore. Uneori în mizerie se naște câte unul capabil, robust. Depinde de Dumnezeu. În mod total depinde de Dumnezeu. Are dor de poezie, chiar omul cel mai tare astăzi poate fi mâine nevărușit. Chiar cei mai sănătoși acum, peste o clipită, pot fi morți. Da. Pentru că numai Dumnezeu le știe și le poate face pe toate. Am să fie slavă. În al doilea rând, vis-a-vis de o profesie, trebuie să avem de-a face cu cercetare. Adică să te pregătești. Cum au venit din Daniel, acești trei au fost școlarizați. În final au dat o testare, scrie aici în versetul 18, la vremea sorocită de împărat, ca să-i aducă la el,
Am parat, a stat de vorbă cu ei, a fost un întrebări, examen oral, și nu s-a găsit niciunul ca cei patru. În școală mai avem de-a face cu chiul, cu tineri care nu le place carne. Cum e adevărat că nu toți sunt rânduiți să facă multă școală. Dar și dacă ar fi să fii numai mecanic, măcar la mecanică sunt deschiși tu de carte, nu? Vrea să se facă croitorească. Dar măcar materiile acelea să le știi, nu se poate. Fără să aprofundezi un domeniu, fără să studiezi, fără să te pregătești. Mai teoretic, mai practic, mai bun, filologic, mai real, ceva. Și aici vreau să mă corelez cu ceea ce spunea fratele Zaharia. În zestrările naturale pot să fie folosite și de Dumnezeu și de diavol. Este de câte ori un alt neapărat cum vrea să-l facă în valist, sau basketbalist, nu? Să creadă el că pe partea au fost date în zestrările. La început, cu înzestrarea minții, au vrut să te facă șahist, nu? Frate Zaharia. Dar asta era planul Domnului pentru el? Iată că Domnul a rânduit să mănânce pâine de la ciferem, nu? Nu din sport. Vă citesc Isaia, capitolul 28. Cercetarea nu trebuie să fie în orice domeniu. Nu cred că l-a ajutat Dumnezeu pe careva să facă cercetări în sport, în anumite aspecte de ordine de artă, de cultură. Dar vă citesc concret. Isaia 28, versetul 24. Vorbește despre agricultură. Cel ce are pentru semănătură are un necontenit. Versetul 26. Dumnezeu, Dumnezeu lui l-a învățat să facă așa. El i-a dat aceste învățături. Adică anumite invenții, cercetări, domeniul agrar sau în industrie care sunt utile, necesare vieții, Dumnezeu i-a capacitat și le-a dat abilitate. Și numerele câteva, care nu au lucrat în Dumnezeu, nu ne pricepe bine la asta. Dar spune versetul 29. Și lucrul acesta vine de la Domnul oștirilor. Minunat este planul lui și mare este înțelepciunea lui. Sunt oameni cărora Dumnezeu le-a dat abilități speciale. Lăsați pe Dumnezeu să vă dea har și în privința aceasta. Că Dumnezeu vă va orienta spre o profesie la care vrea și să vă ajute, să vă abiliteze, să fiți bun meseriaș. Nu un mecanic care să huiduiască ceilalți, nu? Nu te încrede. Dacă Dumnezeu te-a rânduit să fii șofer, îți va da și harul acesta ca să fii un șofer bun. Dumnezeu face ca și lucrul ăsta să fie minunat. Dumnezeu este interesat de asta. Dumnezeu a făcut o grădină la Adam și i-a plăcut. Adam mi-a spus să lucrezi. Dar atunci a fost nevoie și de ceva intelectual, scrie că le-a dat harul să le numească pe toate. Nu se poate fără aprofunda. Vă dau un alt citat biblic, cartea Exod, capitolul 31. Din nou vedem aici că meseria trebuie să fie una agreată de Dumnezeu. Versetul 2. Să știi că am ales pe Bețaleel fiului Uri. Versetul 3. L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu. I-am dat un duc din înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. I-am dat putere să născocească tot felul de lucrări meșteșugite. Să lucreze în aur, în argint, în aramă, să sape pietre, să le lege cu lucrezi pe un lemn, să facă tot felul de lucrări. Vă amintiți care a fost cuvântul ce vi l-am spus de dimineață? Destoinic pentru orice lucrare bună. Vă amintiți unde scrie în Biblie că cine fura să nu mai fure din potrivă, să lucreze la ceva bun. Deci nu orice profesie e bună. Una unde Dumnezeu te poate inspira. Nu te va inspira Dumnezeu la sculpturi nudiste. Cu siguranță. Nici la caricaturi. Nu-ți va da Dumnezeu pricepe asta.
Satana poate să ți-o dea. Sau cum se spunea de frizer. Avem și noi astfel de stiliști din nefericire. Nu Dumnezeu le-a dat în înțelestarea asta. Nu putem spune doar la unei asemenea frunzări, minunat este lucrul acesta. Să fiți atenți spre ce profesie vă îndreptați. Nu lăsați ca diriginta să dea tonul. Rugați-vă Dumnezeu. Doamne, vrei să mă ajuți în ce privință? Ca să fac un lucru bun. Ca în urmă să am, și acolo în Efeseni 4, să am chiar să dau și la altul, în urma muncii mele. Să mă pot bucura că Dumnezeu ne-a creat anume pentru ceva. De exemplu, eu n-aș fi fost bun în șantier. Țin foarte mult la ordine. Și în șantier nici numai când e gata ordine. În schimb, pe linia contabilității, mi-amintesc că de mic mi-am făcut odată un inventar la ceva cărți care aveam acolo și am găsit cândva fișa de inventar și la urmă am scris ultimul punct, prezentul caiet pe care am făcut inventarul. Asta mi-a fost ceea ce Dumnezeu mi-a dat. În zona unde am făcut eu școală, nu era cel mai bun profil la liceu, era electrotehnic. Dar nu mi-a plăcut să schimb un bec, decât la mare nevoie. Și mai târziu, când am avut posibilitatea, m-am orientat în alt domeniu. Dar să fie unul bun. Nu vei putea să lucrezi în breasla argentarului din Italia. Nici în sport. Nici am avut un frate care, atunci când l-a chemat domnul, a fost ospătat la restaurant. Am întrebat, mai pot să slujesc aici? Noi nu spunem de-a doua zi să nu mai merg la serviciu. Dar trebuie să-ți cauți alt serviciu. Și Dumnezeu l-a ajutat să-și se schimbe. A fost un frate bine mint, era când de asta am obținut. Mai poți să continui asta? Nu se poate. Dumnezeu să vă ajute să știți în ce domeniu să cercetați, să aprofundați. Amin. Dar să fie greu. Mi este dat aici să fac o precizare. Unii vor direct să meargă să facă teologie. Și Domnul Iisus a avut înainte meserie. Sfinții au fost chemați de la locul de muncă. Profesional, Dumnezeu ne cheamă la ceva. Întâi să muncim. Dar știu eu, după ce vine Timotei și Sila, nu scoate pe Pavel de producție. Dar până atunci și Pavel își face cortul rând. Și Dumnezeu face ca și asta să fie ceva bun și util. Amin? Amin. În al treilea rând, cumpătare. Asta scrie în Tit, capitolul 2, la toate categoriile de vârstă. Bătrân, tineri, dar vreau să stai tineri, versetul 6. Sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați. Nu învățați până sfârecă. Cumpătați. Nu cât Mircea Eliade se spune că dormea 4 ore pe noapte să învețe. Ce să alăte? Nu forțați limite de drum. Băieți, ar vrea să munciți. Nu doi sari de ciment în spate. Cumpătați. Nu muncă fără nimic. Vă dau pe exemplu pe Solomon. Unii vor să facă o carieră deosebită. Dragii mei, orice carieră am face, toate sunt bune pentru o vreme, dar în final, pământul cu tot e pe el, va. Noi trebuie să ne pregătim într-o să ieșim la pensie. Viața asta e limitată. Solomon a vrut să încerce limitele în mai multe privințe, între altele și în domeniul muncii. Scrie în Eclesiastul, capitolul 2, enumeră de la versetul 4, am făcut, pentru 5 mi-am făcut, 6 mi-am făcut, 7 am cumpărat, 8 mi-am strâns. Și în urmă, zice în versetul 8, zice, mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare. N-a avut împlinire din asta. Întorc, adică pe pagina cealaltă, 4 cu 8. La 7. Am văzut toate deșertăciune sub soare. Un om este singur, singur, n-are nici fiu, nici frate, și totuși munca lui n-are sfârșit. Nu-i cumpără. Ochii nu-i se satură niciodată de bogății și nu se gândește pentru cine muncesc eu. 5 cu 10.
Cine iubește argintul, nu se satură niciodată de argint. Lăcomia n-are limită și noi avem limite. Eu obișnuiesc să spun că omul e făcut pentru o zi. Dacă nu-i dai să mănânce cel puțin seara, nu pui să odihnească, nu-i mai de treabă. Suntem limitați. Cunoașteți măsura. Nu încerca să forțezi limitele. Că din nou spune aici că prea mult nu-i cu folos și aceasta este o deșertăciune. Așadar, fie că pe linia învățării, fie la diferitul altor profesii, păstrați o măsură bună. Că noi trebuie să fim pregătiți dacă mai trebuie să trăim, dar în același timp, dacă ne prinde Domnul fie la moară, fie la câmp, să fim gata să întrerupem munca. Mare pasiune nu puneți pe lumea. Dar nu cumva să vă scapă din extremul cealaltă la nevine și la indiferent. Îmi vine în minte cazul unui frate, a intrat în poliție, în criminalistică și a zis, vreau să termin proces. A sfârșit printr-un proces să iasă din sistem. Și vorba unui frate zice, ai vrut să vindești Babilonul? Nu se vindecă lumea asta. Nu punem noi pe roate. Ea merge cât merge și cum merge. Să ne ajute Dumnezeu să ne înțelegem postata pătrățica noastră când este dat să muncim, să facem, să investim, să învățăm și cam atât. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Și în ultimul rând, hai vă rog să fiți atât. Ce ăsta l-am gândit numai chiar acum pe când să mă ridic aproape. Spus, Doamne, ce să le mai spun? Toată activitatea noastră profesională trebuie să aibă un puternic accent cristocentric. Mă explic. Efeseni 6. De la versetul 5. Robilor, actualizat ar fi angajaților. Ascultați de patronii vostri pământești cu frică și cu tremur în curăție de inimă ca de Hristos. Deci cum trebuie să te comporți tu la locul de muncă? Îți imaginezi că e Domnul Iisus Hristos patronul. Trec mai departe. Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor. Dacă nu-s camere video, treacă meargă. Ca și cum aș vrea să placeți oamenilor, ci ca niște robe a lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Auzi? Să-ți desfășori activitatea la locul de muncă ca și cum ai fi Domnul Iisus Hristos maestru și șef de secție. Ca pentru Domnul. E foarte clară învățătura biblică. Versetul 7. Slujiți-le cu bucurie ca Domnului, iar nu oamenilor. Asta e evanghelizare la locul de muncă. Este exemplu practic. Să mă vadă că acum fac o pară aici la mașină, fac o depanare și îmi imaginez că asta e automobilul Domnului Iisus Hristos. Cum i-aș face Domnului reparația asta? Asta spune și Coloseni, capitolul 3, citesc de la versetul 22. Robilor, ascultați în toate lucrurile, auzi, de stăpânii voștri pământești, nu numai când sunteți sub ochii lor ca cei ce caută să placă oameni, ci cu curăție inimă ca unii care vă temeți de Domnul. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Și ca să fim motivați, continuă Scriptura cu cuvintele, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului. Amin. Se spune că o asistentă avea un pacient foarte dificil. Mergea în cabinetul lor să-și pregătească ce avea, sau să ia un moment de pauză, imediat la somerie. Înapoi, întoarcem, dăm, fă, peste o oră, la fel, a zis, Doamne, eu vreau, am vrut și astăzi să trăiesc frumos, că să te reprezint, asta înseamnă un comportament cristocentric. Să fie în gândirea ta, Domnul Iisus. Omul ăsta mă ispitește. Și ca să poată face fața acolo unde era boxa și a uzat soneria, a pus versetul din Ioan. A venit învățătorul și te cheamă. Domnul Iisus
este în sală. E dificil de data asta. Da, dacă acel om, acel pacient ar fi ajuns un copil al lui Dumnezeu, văzând comportamentul. Evanghelia asta e o mare lucrare a lui Dumnezeu. Aleluia. Să te vadă oamenii cum lucrezi, cum te raportezi. Nu contează ce fac ceilalți. Pentru că aici avem de a face cu un mesaj evanghelistic. Oamenii se vor opri să te întrebe într-o zi. Cum poți să arăți pe șeful ăsta? Până când? Spunea un frate și aveam un șef care tot timpul mă tachina. Lucra undeva la o secție afară din oraș și am încercat într-o totul să-i fac pe plac, să nu-mi toc vorba, pentru că revin la relatarea și părintesc versetul în Tit 2, cu 9, sfătuiește pe angajat să fie supuși patronilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie, ca să facă totul cinste învățăturului Dumnezeu Mântuitorul nostru. Amin. Deci când va veni ăla, știu, sau te întâlnești la o mormântare, vede că tu cânti, să spună, stai, colegul meu de la serviciul ăsta, e un sfânt la serviciu. Și revin acasă, și așa a dat Dumnezeu că într-o zi primește el sau un telefon, copilul e grav bolnav, să spun cu el undeva la Cluj, mare biserică. Nu era nicio mașină la ușa secției, numai mașina fratelui. Și vine maestrul și spune, auzi, nu mă duci, acum ți-am făcut tata rău, dar acum sunt mare nevoie, spune fratele, cu bucurie. Și l-am servit, l-am încurajat, n-am vrut să iau niciun ban. Și am omul, cum ești în stare de ora asta? Răspunsul este unul, am în inimă pe Iisus. Amin. Și eu știu ceva, prin asta, Dumnezeu poate să-ți vorbească ție. Și mai știu ceva. Dumnezeu ne prelucrează pe noi la locul de muncă. Meseria nu e numai pentru câinea cea de toate zilele. Este pentru formarea ta spirituală, dacă așa pui problema. Dar altfel faci greu. Nu te mulțumești cu lefurile tale. Ești supărat pe guvernanți. Dumnezeu a îngăduit condițiile astea. Cu asta nu spun că n-ai voie să-ți ceri drepturile salariale. Dar trebuie să știi că Dumnezeu te formează acolo. Și când va vedea Dumnezeu că ești suficient de format, poate te va muta în altă secție, poate îți va face trecere, acolo te prelucrează Dumnezeu, așa pe unii prin naștiere, pe alții prin procese de încălzire. De... Asta e situația. Acum să nu uităm, punctele astea se leagă între ele. Dacă și cercetarea ne-am făcut-o în domeniu unde Dumnezeu ne-a îndemnat, nu? Dacă am fost călăuziți, la ce serviciu să ne ducem? Spunea un frate că atunci când urma să se ducă la liceu, discutat cu părinții, a avut problem să meargă pe linia CFR. Și s-a dus din nou să întrebe pe Domnul și pentru asta. Și Domnul mi-a spus să meargă la liceu la Timișoara. Eu s-a dus la Arad, nu știu exact de ce motive, probabil era mai aproape. Dar poate s-a gândit, de ce a vrut Dumnezeu să fiu la CFR la Timișoara și eu la Arad? Același salar, aceeași regională, să știu eu. Și trecut 10 de ani. Cei de la Timișoara au ieșit cu 10 ani la pensie mai repede decât cei de la Arad. Și asta pentru că n-am vrut să ascult, m-am dus 10 ani în plus la lucru. Deci dacă tu ai ajuns cu voia Domnului într-un anume serviciu, atunci reprezintă-L pe Domnul. Amin. Vestește-L cu sau fără cuvinte și să știi că acolo Domnul vrea să te prelucreze prin tine, să se facă cinste învățăturii. Amin. Un frate s-a dus cu autobusul și șoferul i-a dat rest mai mult, i-a pus așa să vadă. Fratele au luat, s-au uitat și călăuzie e foarte importantă în orice moment, că spunea sensibil la vocea Domnului Sfânt. Și l-au mers la șofer și spune, poftim, mi-ați dat mai mult. Și zice, în adins că te-am auzit cum ai predicat și am vrut să văd dacă trebuie. Oamenii ne probează. Ne probează Dumnezeu. Aici apare ispitele, aici sunt frământările, la locul de muncă. Cum îți începi ziua? Cu încredere în Domnul? S-a tot obosit, supărat?
fie ca și plan profesional gândirea noastră fie cristocentrică. Să ne gândim că de fapt noi muncim, dar ne rugăm la Dumnezeu să ne dea pâinea. El ne poartă de grijă. El ne ajută. Dacă se desfințează undeva un loc de muncă, Dumnezeu ne va rădui un altul, că Dumnezeu îi credincios. Numele Lui să fie sfânt. Nu vă temeți niciodată, sfinții nu mor de foame. Dar sfinții nu sunt meniși. Păcătoși carni sunt, sfinții veneși. Să nu uităm așadar, Dumnezeu ne-a creat localități native pentru a ne putea să ne administrăm și să ne întreținem viața pe pământ. Dar este o vreme, sunt tineri, în care trebuie să cercetăm și să ne pregătim pentru o anume profesie sub călăuzirea Domnului să corespundă din punct de vedere al eticii, al poporului Dumnezeu pentru noi. Apoi să nu uităm să fim cumpătați. Și în ultimul rând să nu uităm că acolo la serviciu noi reprezentăm pe Domnul, îl vestim, acolo Domnul ne formează. E ca și familia și serviciul un loc de prelucrare. Și toate acestea, Dumnezeu are pentru noi, de fapt, un alt loc. Dumnezeu, ce ziceți dumneavoastră? Și asta, cu asta închei. Viața de familie, în o perspectivă, pentru când vom începe noi nunta și ce va fi în veșnicie? Da, profesia nu și-au pregătire, iar ai ce o să faci? Să o stăm sau să activăm? Ce i-a spus unuia? Ai fost credincios în puține lucruri? Dar care sunt alea puține lucruri? Alea de la serviciu pot să fie puține lucruri. Îți va da Dumnezeu să administrezi ceva în împărăția sa dacă tu ai la locul de muncă nu te-ai descurcat și n-ai vrut să fii un om serios în profesia ta? Dragii mei, vă spun în final să vă dea bunul Dumnezeu și ce n-ați cerut. Că oricum știe mai bine decât noi ce, unde, cum, unde vom lucra, când și unde să ne căsătorim și când și unde să-i slujim. Și toate acestea nu sunt decât o pregătire pentru o poziție, un loc binecuvântat în eternitate. Aceasta este perspectiva noastră, nu carieră. Și familia are mandat limitat și slujirea în biserică este pentru aici. Dar toate, de fapt, concură, noi concurăm, fie asta în proiectul lui Dumnezeu, pentru Sfânta Lui Împărăție, Doamne ajută-ne!